Hristos a înviat și bună seara, dragii mei telespectatori. Iată-ne din nou la emisiunea Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, în care prezentăm știrile de peste zi, atât din cele locale, cât și din cele naționale. Avem destule știri și pe btv.info, știrile locale, și pe realitatea.net, o mare criză care a fost cu Hexifarma și cu toate. Să vedem, în primul rând, despre noua noastră directoare de la Colegiul Sadoveanu. A fost, este numită astăzi, Colegiul Sadoveanu are o nouă directoare, doamna Genoveva Șerban. A fost numită astăzi, numită oficial, a fost și inspectorul general adjunct venit. Genoveva Șerban, pe btv.info este scris, Genoveva Șerban a fost numită oficial în funcție de manager al Colegiului Național Sadoveanu și este profesoară veche de 19 ani și în învățământ este o doamnă minunată care a preluat unul din cele mai buni colegii din orașul nostru. Este bine că s-a ajuns la un echilibru în acel colegiu și faptul că s-a reușit după o oarecare criză de o perioadă de timp să se preia conducerea acestei unități de învățământ este foarte bine și este foarte bine că este preluată de un profesor cadru didactic din acea școală, un profesor care trebuie să-și demonstreze și calitățile de manager pe care le are. Este o doamnă cu destul de multă experiență și este bine că în sfârșit, după o perioadă în care s-au vehiculat și stânga și dreapta, doamna Genoveva Șerban a fost numită astăzi oficial director la Colegiul Sadoveanu. Să-i urăm sănătate și viață lungă și conducere bună și să fie așa o frumoasă organizare a activității din Colegiul Sadoveanu, pentru că este o perioadă grea acum, este o perioadă în care se dau examene. Multă baftă și fericire doamnei director. Este unul din candidați, spune de la noi, de la primăria noastră, spune Serviciul Public Pașcani, care urmează să fie organizat după alegerile locale, conform programului electoral, va contribui la păstrarea, nu la desființarea unor locuri de muncă, așa cum relatează newspașcan.com, asta deoarece toți salariații din societățile sau serviciile publice care se vor reuni în noua structură vor fi preluați și păstrați în funcții prin reorganizare. Deci, PSA, Serviciul Public Pașcan, salvează, nu desființează locurile de muncă de la celebritate și PSA. Pașcănenii ar trebui să decidă dacă mai vor sau nu sistem de centralizare de încălzire, scrie Cătălin Cojocaru pe btv.info. Este vorba despre înființarea unui serviciu public și spunem, se va demara acțiunea de încheiere a convențiilor pentru facturare individuală la apă și canalizare în scările de bloc. Măsura este deocamdată provizorie, în stadiu de proiect, dar vom deveni permanentă datorită implicării administrației locale pentru înființarea și buna administrare a societăților de proprietari. În acest sens, va fi organizat serviciul public al Spaniei prin alipirea Ecosalubritate SA și Preserv Apa SA, unități care au rămas, vor rămâne fără obiect de activitate. Se va face o consultare publică pentru încălzire, să se vadă dacă pășcănenii mai doresc sau nu sistem centralizat de încălzire și se vor face finanțări pentru anveloparea blocurilor. Iarăși pe btv.info este o știre importantă. Premii pentru Olimpicii Pășcăneni și să vedem lista. Premii pentru Olimpicii Pășcăneni, Dana Osulea s-a scris. Olimpicii din municipiu vor fi premiați chiar în Ziua Internațională a Copilului. Ei vor primi bani și diplome din partea administrației locale, ca în fiecare an. Este vorba despre 93 de elevi, din care 8 premiați
premianți la faza națională a olimpiadelor și profesorii vor primi flori, diplome și un cadou pentru dăruirea și implicarea în formarea elevilor. Deci, pe 1 iunie, de Ziua Internațională a Copiilor, olimpicii cu rezultate bune la fazele județene și naționale din anul școlar 2015-2016 vor fi premiați de conducerea municipiului. Este vorba de 85 de elevi cu rezultate la nivel județean, cu 8 rezultate la nivel național și 54 de profesori coordonatori. Aceștia vor primi între 200 și 300 de lei, vor fi acordate flori și diplome. Suma alocată pentru premiere, este de 39.700 de lei din bugetul local. Evenimentul este organizat în sala de spectacole a Casei de Cultură Pașcani, în seara zilei de 1 iunie la ora 18. Bun, deci în sfârșit, nu că în sfârșit, foarte bine pentru că reușesc a noștri copii să fie cu rezultate foarte bune, sunt cumva stimulați și de autoritatea noastră locală, cumva. Este bine pentru că și este bine că sunt stimulați și profesorii, pentru că munca nu este numai a elevilor, este și a profesorului care coordonează și foarte bine că reușim să impulsionăm măcar cu puțin. Chiar dacă nu cu sume extraordinare, dar atenția, serbarea, diploma, dar și un dar este binevenit pentru tinerii noștri. Astăzi, măfoarele din Pașcani au fost oprite, este o știre tot pe bitv.info și să vedem de ce. Dana Ursulea s-a scris știrea. Semafoarele din Pașcani au fost oprite astăzi. Este vorba despre câteva ore pentru reparații la un tablou electric din zonă. Șoferii și pietonii, obișnuiți să oprească la stop, s-au cam împotmolit când au ajuns în zona semnalelor luminoase. Pur și simplu s-au luat după indicatoare. Dar, într-adevăr, este nevoie de semnalizare în Pașcani. Totuși în Pașcani, după ploaia asta torențială de astăzi, uitați-vă la imaginea de astăzi, asta este din piața din deal, uitați-vă, parcă mergeam la pescuit, noi pășcăneni. Cătălina Filote scrie, Pașcani după o ploaie torențială, pe btv.info. În urma ploilor din ultimele două zile, dar mai ales a averselor torențiale din această după amiază, canalizarea municipiului nu a mai făcut față, iar în unele locuri s-au format mici lacuri. Pășcănenii au imortalizat momentul și au urcat pozele pe rețele de socializare. Unii au făcut chiar și filmulețe pe care le-au postat pentru a fi văzute de prietenii virtuali. Dragii mei, orașul nostru s-a mărit. Toate ale greutățile noastre, șosele, rețea de canalizare, toate, acum, sunt la proiectate din anii 70, când funcționa orașul, acum sunt la nevoile de astăzi a orașului. Uite, rezultatul. Când vine o ploaie torențială, ia că avem lacuri, trebuie să mergem cu cizme pescărești și, eventual, să ne luăm o bărcuță. Dar nu mai spun că dacă s-a făcut o defecțiune sau este vreo revizie pe la un... la semafoare, cumva. Eu nu înțeleg un lucru. Dacă era o revizie programată la semafoare, nu ar fi putut să fie cumva făcută când nu e trafic, nu mai bine se repară noaptea? Când nu e trafic în oraș. Nu? Sau? Eu așa spun că este mai bine să se repare când nu este trafic. Așa, în plină zi, într-adevăr, se vede mai bine ziua. Dar știți, s-au mai inventat lanternele, lămpile cu baterii. Cel mai bine este să faci reviziile când nu deranjezi. Reparațiile la străzi, reparațiile la infrastructura străzii, la infrastructura luminoasă a străzii, cum sunt semafoarele. Toate reparațiile este bine să fie făcute, nu în programul când atunci omul circulă pe acolo și se încurci. Este bine să fie când nu încurci. Reparațiile, reviziile se fac în momentul în care ai cea mai mică afluență și de mașini și de pietoni și omul nu are nevoie de serviciul ăla neapărat.
Da, ce să cerem? Planificările la români sunt în genul ăsta. Facem revizii, încurcăm, stăm 3-4 zile, încurcăm. Nu contează ce și cum și ce fel de. M-am uitat la japonezi, sunt renumiți pentru corectitudinea lor. Domnilor, ei când trebuie să facă o reparație la o stradă, măsoară 4 zile și lucrează 2 ore. Dar 4 zile măsoară. Nu încurcă circulația și 4 zile măsoară. Măsoară, calculează și în 2 ore, în perioade nu de vârf, în perioadă când este cea mai mică circulație în zonă, au deviat cumva circulația respectivă prin altă parte și au făcut reparațiile. De ce? La noi nu s-ar putea face așa? N-avem și noi creier? Avem creier și chiar foarte bun. N-avem spirit de organizare? Să ne-l facem. Pe bitv.info, fosta soția patronului Hexifarma, Dan Condrea, a declarat că viața copilului ei este în pericol, susținând totodată că fostul său soț era ofițer acoperit. Laura Condrea a susținut că deține o listă în care apar nume grele din politica românească, persoane care au primit mită pentru ca afacerile Hexifarma să fie protejate, informează Realitatea TV. Pe de altă parte, potrivit Realitatea TV, tot aceasta i-a dat jurnalistului Cătălin Tolontan documentele care atestau faptul că dezinfectantul folosit în spitale era diluat. Femeia a dezvăluit că la cununia ei civilă cu Dan Condrea din 1999, printre invitați au fost prezenți și agenți SRI. În acțiunea de apel solicităm în subsidiar că există probe temeinice, că este vorba de un copil abuzat și de mama vitregă și de tatăl natural. Am depus probe suplimentare. Cererea este formulată în acțiunea de apel. În poza de la nuntă de la colonia civilă apar doi domni de la SRI. Unul este Iancu Damian, Ministerul de Interne, Direcția 2 și un sfert. Ați dat în presă un comunicat de la SRI, dar că nu a existat filaj în cazul lui Dan Condrea. Eu am prezentat în fața instanței de judecată întâi probele de filaj. Eu, la nunta mea, având în calitatea de mireasă, nu am stat să fac investigații ce caută SRI-ul acolo. Era o prezență în calitate de invitați ai fostului soț, ai rudelor mele, o parte dintre ei erau prieteni. Prietenii mei cam sunt în SRI. Îi cunoșteam dinainte de Revoluție, erau în anturajul familiei mele. Doamna acum declară. Declară, spune, aruncă, se aruncă pe piață tot felul de informații despre patronul Hexifarma. Eu stau și mă gândesc, de ce atâtea minuni și minunări că, vai de mine, domnul Condrea ăsta de la Hexifarma, patronul, stai că era ofițer acoperit, era nu știu, păi cum, cine credeți că au atâta influență la nivel înalt în țara noastră? Oameni care au avut bani pe măsură, care au avut influență, care au avut legături în servicii, în actualele servicii, în fostele servicii, mie nu mi se pare ceva ciudat. Adică, cine vrei să aibă? Nici ca nimeni din drum? De unde să aibă omul ăla legături în sus, în ministere, și ca să poată face așa ceva? Adică ce a făcut el? Să vândă apă pe post de diluant și cu prețuri. Cum credeți? Acum toți prezint, vai de mine, ce s-a întâmplat? Cum? Nu văd cum. Altfel decât, într-adevăr, legături la nivel înalt, legături în politică, legături cu oameni de afaceri, legături în servicii. De acolo vin informațiile, de acolo vin banii. Bine, sunt bârfe pe la unele posturi de televiziune, am văzut, așa, cât am schimbat și eu posturile pe telecomandă, am văzut, unii spuneau de droguri, alții spuneau, eu nu mă arunc acum să vorbesc, acolo se făceau droguri de mare risc, nu se făceau droguri de mare risc, pe internet, tot felul. Nu. Treaba este a instanței și a organelor de anchetă să cerceteze și să dea un verdict. Cert este că așa cum am auzit de la televiziunea română de acolo, Serviciul Român de Informații
a spus că au prezentat organelor competente ale statului, n-au dat nume, 500 de rapoarte cu privire la neclaritățile din minister, din Ministerul de Ministerul Sănătății și legături cu, în domeniul ăsta, aprovizionării, cu de toate. E, 500 de informări către persoane competente ale statului. Persoane competente cine? Prim-ministru, ministru de interne, ministrul sănătății, președinte, cine? Pe cine informează SRI? Deci a dat 500 de informări. În ultimii, spunea acolo, o perioadă de 2-3 ani, nu mai știu. Din care doar 4 era, în care, doar în 4 era vorba de Hexifarma. Doar în 4. 500. Păi, în celelalte numele a căror oameni importanți, a căror firme care noi ne așteptăm să fim tratați cu medicamente cum trebuie, să avem de toate, să când intrăm la... Când, știți, erau la un moment dat foarte mulți miniștri apuși, din vremurile apuse, care spuneau, nu ne ajung banii, casa de sănătate, casa de aia, nu ajung banii, trebuie mai mult, trebuie... Uite cum... Nu o să ajungă niciodată. Poți să dai 20% din PIB, 80% din PIB, dacă sunt căpușați toți, niciodată nu o să ajungă. Așa o pieptănare a contractelor mai trebuie făcută, măcar din când în când. Pe btv.info, Cătălina Filote a scris, cununie civilă în biserică. Miri cer ajutor administrației locale. Sunt curios să vedem despre ce este vorba. A debutat sezonul nunților. Pe lângă alegerea hainelor pentru ziua cea mare, tinerii caută soluții ingenioase pentru ca nunta lor să fie de neuitat. Pe lângă momentele speciale oferite de artiști, focul de artificii sau fântânile de ciocolată, miri aleg cu mare grijă și locul unde se desfășoară cununia civilă sau religioasă și cer sprijin administrației locale. O astfel de solicitare a ajuns astăzi la primăria din Pașcani. Cerere mai neobișnuită la audiențele de astăzi, un tânăr din Gâștești a solicitat administrației locale să îi se aprobe oficierea cununiei civile la biserica din suburbie, cu câteva momente înainte de ceremonia religioasă. Pășcăneanul, în vârstă de 26 de ani, și-a planificat marele moment în după amiază zilele de 4 iunie. Tinerii speră ca administrația locală să fie deschisă la cererea lor, iar cererea să fie aprobată. Menționăm că audiențele de astăzi au fost ținute de viceprimarul Axinte. La acestea s-au prezentat 15 pășcăneani cu diferite probleme, printre cele mai multe dintre ele de fond funciar. Bun, omul vrea să vină ofițerul de stare civilă în biserică. Cu câteva minute înainte de a veni, deci, foarte bine, da. Cununia civilă e cununie civilă, cununia religioasă e cununie religioasă. Credeți că ofițerul de stare civilă înlocuiește pe preot? Uite, o cerere extravagantă așa. Faină. Într-un fel, bine că se duce la biserică omul și se cunună. Vrea cu câteva minute, vrea timpul ăla scurt, să se scurteze așa timpul între momentul în care semnează un contract și momentul în care se pun cununiile pe cap și când Isaia dănțuiește. Bravo! Nu e nicio problemă. Chestia e dacă poate suporta cheltuiala, știi? Administrativă, până la a purta ofițerul stării civile până acolo, a face toate demersurile care le are aici, în primărie, la biroul stării civile acolo. Să vedem cum. Da. Altfel, avem dorințe. Pe realitatea.net, Donald Trump are suficiente voturi pentru a fi candidatul republican la președinția Statelor Unite. Donald Trump a câștigat cursa pentru nominalizarea republicanilor la președinția Statelor Unite. Omul de afaceri a atins numărul necesar de delegați și va fi desemnat oficial la convenția partidului său, care va avea loc în luna iulie. Deci în sfârșit știm că Donald Trump va candida de la republicani. Bun. Eu știam de mai demult, dar în continuare mai credeau unii că îl vor învinge, din cadrul republicanului, că îl vor învinge.
El se va bate cu doamna Clinton. Donald Trump are în momentul de față 1238 de delegați, cu unul peste nivelul necesar pentru nominalizarea automată. În plus, încă 303 voturi ale electorilor urmează să fie repartizate în 5 scrutinuri interne programate în următoarele săptămâni. În contextul atingerii numărului minim de electori, Donald Trump va evita un vot direct în cadrul Convenției Republicane din iulie. Dacă niciun politician nu ar fi obținut cele 1237 de voturi necesare, candidatul Partidului Republican la președinția Statelor Unite ar fi putut fi desemnat direct în cursul convenției programate în Cleveland în iulie. Trump, care nu mai avea niciun rival în partidul său, are în acest moment 1238 de delegați, cu unul mai mult decât ar fi fost nevoie pentru a obține nominalizarea. Asta după ce mai mulți delegați s-au declarat de partea sa în ultimele ore. În cursa pentru Casa Albă, miliardarul se va înfrunta probabil cu Hillary Clinton din partea Partidului Democrat, care are un avans considerabil în fața rivalului Bernie Sanders. Am spus, acolo se fac întâi alegeri în partid. Merg prin toate statele și Partidul Republican sau Partidul Democrat își desemnează 2-3 candidați. Din acei 2-3 candidați se alege unul de la fiecare partid, la sfârșit bătându-se unul de la republicani cu unul de la democrați pentru ca să câștige în alegeri. Este un model de democrație la care cred că mulți visează. Cosmin Gușă, Donald Trump a reușit să polarizeze atenția electoratului, nu neapărat și voturile. În tabăra democrată, Hillary Clinton este cea care ar putea să câștige nominalizarea la primarele din 7 iunie, chiar dacă rivalul său, Bernie Sanders, își continuă în mod activ campania, aducând zeci de mii de susținători la mitingurile electorale, în special în California, în această săptămână. Convenția de investitori a republicanilor va avea loc la Cleveland, Ohio, din 18 până 21 iulie. Democrații își vor desemna candidatul o săptămână mai târziu în Philadelphia, în Pennsylvania, statul. Marți, miliardarul Donald Trump a înregistrat o victorie zdrobitoare în statul Washington. Următoarea rundă a alegerilor primare din Statele Unite va avea loc pe 7 iunie în California. Marți, contestatarii magnatului s-au luat la bătaie cu poliția din New Mexico. Incidentele au umbrit o nouă victorie a republicanului la alegerile primare din Washington. În timpul unui discurs de campanie, Trump a promis din nou că va construi un zid la granița cu Mexico. E o prostie. Toate zidurile sunt ca să fie dărâmate. Uitați-vă la zidul Berlinului. Toate zidurile se fac pentru a fi dărâmate. Degeaba ridicăm ziduri. Nu vor rezista în minți și să nu fie ridicate ziduri. Așa, ziduri. Mințile noastre trebuie să fie libere. Dragii mei, de la politica americană până la politica românească, principalul noi să fim liberi în gândire și să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. În rest, totul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!